Vă salută, Tatiana, pentru că timpul de acum este destul de răcoros. Am decis să fac pentru doamnele începătoare un model de căciuliță, foarte ușor, de aceea precizez pentru doamnele începătoare, fiind un canal de YouTube adresat dumneavoastră, doamnelor care doriți să învățați să croșetați. Pentru aceasta eu voi folosi firul Alize Diva Plus, care este un fir acrilic și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și numărul 4. De asemenea, această bobină de 100 de grame are 220 de metri. Așa cum vă spuneam, se poate lucra cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu voi folosi croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de foarfece și apoi, la sfârșit, vom avea nevoie de acul pentru cusut. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și voi începe într-un cerc magic. Va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. Pentru început voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci unul, deja l-am făcut, al doilea, al treilea. Firul pe croșet, vom intra în interiorul cercului magic și vom face un total de 16 piciorușe duble. Eu am lucrat deja 3, vom continua singure și ne întâlnim la capătul rândului. Deci în momentul în care vom avea 16 piciorușe duble. Așa. Ne lucrăm singure și ne reîntâlnim. Am lucrat cele 16 piciorușe duble, voi închide bine cercul magic, voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat și voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi, în corespondența următorului picioruș, vom face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Vom continua un picioruș dublu în următorul picioruș. Intră cam greu. Apoi, din nou, un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu din rândul anterior. Aici voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș și vom închide totul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Deci fir alunecat. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența celor 3 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, cel de-al doilea, firul pe croșet,
În corespondența piciorușului dublu din rândul anterior vom face un picioruș dublu, după care vom intra din nou în spațiul următor și vom face două piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența celuiași spațiu. Repetăm piciorușul dublu și apoi continuăm așa cum v-am explicat până acum. Deci în corespondența fiecărui ochi de lanț vor veni două, fiecărui arc format din cele trei ochiuri de lanț vor veni două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, apoi piciorușul dublu simplu și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Am lucrat cele două piciorușe duble, cele trei ochiuri de lanț de separare. Voi continua cu următoarele două piciorușe duble, unul, cel de-al doilea, și vom închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Acum, cu fir alunecat, vom ajunge în corespondența celui de-al doilea picioruș din interiorul arcului. Deci numărăm un picioruș, în cel de-al doilea noi va trebui să ajungem. Vorbesc un pic mai greu pentru că sunt răcită, am febră, nu mă simt foarte bine. Ajuns în corespondența acestui picioruș, deci voi face un picioruș dublu, iar în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț voi repeta două piciorușe duble, 1, 2, trei ochiuri de lanț de separare, 2, 3, voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care firul pe croșet și vom intra în piciorușul imediat următor. Deci vedeți, aici avem o serie de 5 piciorușe în total. Noi avem piciorușele duble 2 din corespondența arcului de rândul anterior, piciorușul dublu din corespondența piciorușului dublu, urmat de cele două piciorușe duble din corespondența arcului următor. Noi vom intra, deci, în corespondența primului picioruș dublu de aici și vom face un picioruș dublu, firul pe croșet, vom sări 1, 2, 3 piciorușe duble din rândul anterior și vom intra în cel de-al patrulea. Deci va fi piciorușul cu numărul 2 din arcul din rândul anterior. Deci am lucrat și acesta în corespondența arcului, voi repeta. Două piciorușe duble, 1, 2, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, în arc, după care vom continua cu un nou picioruș dublu în piciorușul următor. Vom sări din nou 1, 2, 3, vom intra în cel de-al patrulea picioruș dublu, vom face picioruș dublu și vom continua, așa cum știți, în interiorul arcului,
două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble. În felul acesta continuăm până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, firul pe croșet, voi face ultimul picioruș dublu din afara arcului format din ochiurile de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, deci următorul. Acum avem o serie de 3 de o parte și 3 de cealaltă. Deci vom intra în următorul picioruș dublu cu fir alunecat și voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, intrăm în corespondența arcului și vom lucra două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, după care ieșim din spațiul format din ochiurile de lanț și vom lucra următoarele două piciorușe duble. În felul acesta creștem numărul piciorușelor duble din corespondența fiecărui raport. Așa. Deci am făcut acestea două, firul pe croșet. Voi intra în corespondența, sărim două piciorușe duble din rândul anterior. Voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu și voi face un picioruș dublu. În următorul, din nou, un picioruș dublu. După care, în corespondența arcului, voi lucra cele două piciorușe duble separate de trei ochiuri de lanț. 3, urmat de alte două piciorușe duble. După care voi lucra piciorușele duble din afara arcului. 1 și cel de-al doilea. După cum puteți vedea, acum fiecare raport, aici se vede foarte clar, este format din 8 piciorușe duble, separate de aceste 3 ochiuri de lanț. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimul picioruș dublu, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi face acum 3 ochi, nu, scuzați, așa, cu fir alunecat. Mă voi deplasa în piciorușul cu numărul 2. Scuzați un pic că, așa cum v-am spus, am febră, nu mă simt bine și... Acum vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Vom intra în următorul picioruș și vom avea cel de-al doilea picioruș dublu. În următorul vom avea cel de-al treilea picioruș dublu. Intrăm în corespondența arcului și lucrăm două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, 2, 3, alte două piciorușe duble în corespondența arcului, după care vom continua lucrând
trei piciorușe duble. Cel de-al treilea. Deci pe măsură ce lucrăm, la fiecare rând, piciorușele duble se vor înmulți. După cum vedeți, un raport acum are 2, 4, 5 și cu 5, 10 piciorușe duble, separate de 5 ochiuri de lanț. Acum, cu atenție, vom sări 2 piciorușe duble din rândul anterior, firul pe croșet, vom intra în cel de-al treilea și vom lucra ca și până acum. Deci vom forma raportul de 10 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Avem cel de-al treilea, în interiorul arcului primele 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3. Continuăm cu alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași raport, după care în afară ieșim și lucrăm alte 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea, după care continuăm în acest mod. Uitați-vă cum se prezintă. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de la începutul rândului. Cu fir alunecat vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș, iar aici vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Am uitat televizorul deschis, deci am făcut 3 ochiuri de lanț, care corespund unui picioruș dublu. Voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. Avem până acum 4 în total. Vom intra în corespondența arcului și vom face 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 3, urmat de alte 2 piciorușe duble, 1, 2, după care vom continua cu 4 piciorușe duble din afara arcului format din cele 3 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3 și cel de-al 4-lea. După care sărim 2 piciorușe duble din rândul anterior, vom intra în următorul și vom lucra exact ca și până acum. Deci acum un raport are 2, 4, 6 și cu 6, 12 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide și aici cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi al primului picioruș. Vom intra în piciorușul următor cu fir alunecat. Vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, și vom continua seria piciorușelor duble până când vom ajunge în corespondența arcului format din cele 3 ochiuri de lanț. Deci avem 2,
5. Vom intra în corespondența celor trei ochiuri de lanț, vom face alte două piciorușe duble, deci avem un total de 7 până aici, 3 ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în corespondența acestui spațiu, continuăm cinci piciorușe duble în afara spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Acum am obținut un raport format din 2, 4, 6, 7 și cu 7, 14 piciorușe duble separate de trei ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua rândul, sărim două piciorușe din rândul anterior, intrăm în următorul și continuăm lucrul în acest mod. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul acestui rând, vom închide și aici corespondența celui de-al treilea picioruș, celui de-al treilea ochi, vă rog să mă scuzați, din primul picioruș, cu fir alunecat. Ne vom deplasa în următorul picioruș. V-am spus că sunt foarte răcită și am un pic de febră. Aici voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și continui seria piciorușelor duble. Deci avem 1, 2, 6, iar acum vom intra în corespondența arcului format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm alte două piciorușe duble, astfel că pe o parte avem un număr de 8 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în corespondența arcului, și continuăm cu 6 piciorușe duble. Și cel de-al șaselea. Astfel am obținut un nou raport unde avem 2, 4, 6, 8 piciorușe duble de o parte, 8 de cealaltă, deci sunt 16 în total, separate de aceste 3 ochiuri de lanț. Deci vom continua în acest mod, vom sări
două piciorușe din rândul anterior, intrăm în următorul și continuăm în felul acesta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Eu mă voi opri aici cu această parte, prima parte. După cum vedeți, a început să prindă formă căciulița. Voi continua partea a doua. Însă acum mă opresc în acest mod. Așa cum vă spun întotdeauna, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. Mulțumesc, Natalia, pentru postare pe care ai făcut-o. Mulțumesc că ai deprins deja modul în care poate fi lucrat acel model. Și ca de obicei, eu vă doresc o zi frumoasă tuturor. Vă îmbrățișez, vă iubesc și ne reîntâlnim apoi pentru a continua acest tutorial. Din nou vă salută Tatiana, vă doresc o zi minunată, la revedere!